găsit, dragi prieteni, dragi iubitori de cântec popular din Argeș și din toată țara! Dragii mei, astăzi v-am pregătit o ediție specială a emisiunii Ioana și prietenii, o ediție în care olteanca Elvira Tănasie își lansează cel de-al doilea album intitulat Mai primi o palmă de la viață în Argeș, în Argeș, la Argeș TV. Elvira nu a venit singură, a venit însoțită de colegi de cântec, prieteni, care astăzi vor cânta pentru dumneavoastră și vor transmite Elvirei la această sărbătoare gânduri frumoase și cuvinte de bine, zic eu, legate de această mare realizare. Realizarea unui album pentru un interpret este într-adevăr o mare realizare, un lucru care nu se face deloc ușor și vom afla pe parcurs din discuția cu Elvira care sunt eforturile în vederea realizării unui album. Așadar, dragii mei, vă invit să rămâneți în fața micilor ecrane până la final, pentru că Mai primi o palmă de la viață este un album în care Elvira și-a pus foarte mult suflet în cântece, dar și multă dragoste. Bine ai venit, Elvira, în studioul Argeș TV, iată, cu această realizare, cu acest album pe care vrei să îl prezinți și argeșenilor. De ce nu? Bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult că și eu pot să fac parte dintre artiștii care au fost onorați, să zic așa, cu prezența la emisiunea dumneavoastră și mai ales aici la Argeș. De asemenea, mă bucur că am ocazia să mai vorbesc încă și încă și încă o dată despre acest material care mi este foarte drag. Și care nu este vechi, este realizat anul trecut. Nu. Deci în luna octombrie a ieșit pe piață, cum se spune, da, nu? Da, pe și piață. Ai făcut lansarea în luna noiembrie la un post național. În luna octombrie, de ziua mea, da, a fost un triplu eveniment, ca să zic așa, la un alt post de televiziune. Da. Ziua mea de naștere, 13 ani de cântec și acest CD, al doilea CD, al doilea album. Înainte să pornim discuția legată de acest CD, vreau să te felicit sincer pentru că, spuneam, este o mare realizare pentru un interpret de muzică populară. Un album nu se face atât de ușor, implică în primul rând cântecele care se găsesc foarte greu la bătrânii satelor, aproape chiar nu se mai găsesc, trebuie să mergi la creator, după aceea trebuie să găsești o linie melodică adecvată textului, mai apoi trebuie să discuți cu orchestră, cu un dirijor, unde durează, bineînțeles, și iarăși producția la o casă de producție, deci totul implică timp și de ce nu, trebuie să amintim și latura financiară, deci, într-un cuvânt, pentru un interpret este un lucru destul de greu în timpurile pe care în vremea asta să realizezi un album. Te felicit sincer, iar acum o să te rog să ne vorbești puțin despre acest album. Da, am făcut eforturi foarte mari și financiar și deci eforturile au fost foarte mari. Este început, ca să zic așa, materialul cam de vreo 4 ani, mă tot lupt eu așa cu acest material să-l duc la bun sfârșit și Dumnezeu m-a ajutat și în 2019 avem pe masă, ca să zic așa, acest produs. De ce l-ai numit Mai primi o palmă de la viață? Să știți că am mai fost întrebată de ce am ales dintre toate piesele exact textul, da, titlul acesta. Nu a fost ceva care ține neapărat de mine. În momentul în care mi-am făcut acest text, probabil că o să mă și întrebați cine îmi compune, eu mi le compun. În momentul în care mi-am creat, ca să zic așa, acest text, m-am inspirat mai mult din ceea ce trăim cu toți în zilele noastre, adică pe zi ce trece nu auzi decât de iubiri neîmplinite, de familii care uită să mai fie familii, de lucruri mai puțin frumoase într-o familie. Nu este cazul la mine, mulțumesc lui Dumnezeu, deci nu este cazul la mine, că am mai fost întrebată, dar de ce atât de mult suferi tu încât ai pus... Nu este cazul la mine, repet, mulțumesc lui bunul Dumnezeu. Și atunci m-am inspirat din ceea ce trăiesc și alții care sunt în jurul meu. Și am luat naștere acest text, această piesă. Da. Referitor la orchestră. Da, orchestra, 10 dintre liniile melodice sunt...
orchestrate de Doina Argeșului sub bagheta maestrului dirijor Virgil Iordache, pe care îl salut. Maestre, în sfârșit am ajuns și pe meleagurile dumneavoastră să fac cunoscut albumul nostru la care am muncit împreună. Un album de care mă bucur foarte mult, a fost primit foarte, foarte bine, am primit laude, or fi fost și critici în spate dacă nu mi-au spus, e problema dumnealor, dar în față ce mi-a ajuns la ureche numai lucruri frumoase, să știți. Și asta mi-a dat putere, mi-a dat împlinire, mi-a dat curaj să merg mai departe, să gândesc pozitiv. Da, iar 8 dintre liniile melodice sunt orchestrate de Mirel Stoica. Este un instrumentist de la mine, de la Vâlcea, cu care foarte mulți soliști colaborează foarte mult. Pentru că ai apucat să-i spui, se spune porecla banana, asta este realitatea. Am zis să nu zic așa pe un post de televiziune, dar așa știm noi, muzicanții, soliștii, știm. Un băiat foarte talentat, își face meseria așa cum trebuie, sunt foarte mulțumită de ceea ce mi-a făcut el. I-am mulțumit de fiecare dată, mulțumesc și cu această ocazie. Da. 18 melodii în care se regăsește tema dragostei, dorul de mamă, mai ales dorul de sat, de mamă, locurile. copil, copilăria. V-am zis, multe texte sunt create din zilele noastre, adică referindu-se la ceea ce trăim în zilele noastre. Am o piesă, am rămas așa într-o seară când fac o mică paranteză, am văzut la știri un reportaj cu mulți copii amărâți și atunci imediat am compus un text foarte frumos, este pe acest CD. Așa, de mamă, de copil, am un băiețel, lumina ochilor mei, și atunci am compus băiețelul meu frumos, de frate, de frați, de frate, deci odată numai de frate și după aceea de frați. Și încă unul de frați. Da, și încă unul numai de frați, de și din astea satirice, și de soacră, și de... ce teme mai am acolo, de pădura, de vânător. Da, o piesă foarte frumoasă de vânător, dar un vânător nu de căprioare, așa cum o să vedeți că spune și textul. Da, un vânător textul, de mânduțe. Da, știu, pentru că trebuie să spunem telespectatorilor că deja la această melodie ai realizat un videoclip foarte frumos, cu un vânător care umblă după mândruțe. Ai un moto, zic eu, inedit. Muzica este tovarășul meu de zi și de noapte, atât la durere cât și la fericire. Ea este apa răcoritoare în pustiul vieții mele. Dezvoltă puțin acest motto. Da, doamna Ioana, eu de mică, să zic așa, m-a urmărit ideea aceasta de a ieși în față, în public, prin cântec. Numai că niciodată nu s-a găsit momentul potrivit, tot timpul intervenea ceva. Apoi, când am crescut, viața mea a luat un alt drum, m-am axat pe... De exemplu, am mers în comerț, am făcut comerțul, ceea ce n-avea nicio treabă cu muzica, dar simțeam tot timpul că ceva îmi lipsește, că eu nu sunt acolo, că acolo trebuie să fiu eu. Și am tot amânat până, la un moment dat chiar mă întrebam, am o vârstă și eu asta vreau să fac muzică, când o să fac? Tot timpul intervine câte ceva în viața mea și nu-mi de voie, mă împiedică să fac ceea ce mi-am dorit dintotdeauna. Și referitor la acest motto ce m-ați întrebat dumneavoastră, am început să iau în serios această dorința mea și această meserie, că de ce nu, este și o meserie, într-un moment foarte, foarte greu din viața mea. Mi-am pierdut mama, a murit la mine în brațe într-un infart și după am simțit că nu pot să mai merg mai departe în viață. Așa de mare a fost durerea aceea. Legătura dintre mine și mama mea a fost una extraordinară, o să zică lumea, dar ce, numai tu și mama ta v-ați iubit sau numai tu ți-ai iubit mama sau numai mama ta iubit pe tine? E adevărat. Mama e ce poate fi mai sfânt pe lumea asta, dar între mine și mama mea a fost o legătură de nedescris. Foarte strânsă, de nedescris. Practic, pe parcurs, ți-a alinat această durere. Exact. Și după ce mi-am pierdut mama, simțeam că nu mai îmi găsesc locul. Nu mai îmi găsesc locul. Și atunci, într-o bună zi, am spus, gata. Acum este momentul, numai cântând. Și așa, doamna Ioana, am început să-mi reiau, ca să zic așa, iarăși, viața cotidiană. Am mers la Școala Populară de Artă, mi-am creat primul text
a fost un text legat de mama mea. Viața ei se numește Toate florile se apleacă, textul respectiv, care a și dat, piesa respectivă a dat titlul primului meu CD da. Din 2012. Da. Da, o piesă foarte frumoasă, la fel a fost foarte bine primită și CD-ul la fel a fost bine primit, dar piesa a fost foarte bine primită. Și atunci am început și eu să mai... să privesc viața altfel și să înțeleg că nu ne rezervă numai lucruri așa puse pe tavă frumoase și numai așa cum ne dorim noi să fie. Și că mai vin în viață, mai dăm și de lucruri mai puțin frumoase și de momente mai puțin frumoase. Și așa am început eu să, referitor la acel motto pe care dumneavoastră m-ați rugat să-l dezvolt. E cea de-a doua întrebare ar fi, ce ne spui legat de familie? Cât de mult te susține la ora actuală sau te-a susținut până în prezent? Vorbește-ne puțin. Da, pentru că și soțul tău este muzican, tocmai de asta te și întreb. Da, m-a susținut. Nu a spus niciodată, nu te duce la o televiziune sau de ce te duci, pentru că el a știut că eu ceea ce fac îmi doresc și că fac un lucru bun. Ba din contră, de multe ori eu am fost care am spus nu, mâine sau luni nu pot să mă duc, am altceva, a intervenit altceva și a spus da totuși, când mai gândești, de poate până diseară te răzgândești și o sun pe domnul sau pe doamna care te-a contactat și le spui că te duci. Deci, practic, da. Voi sunteți o echipă foarte bună cu care încântați publicul, da. Acolo unde merge să... Noi asta facem, noi... Și poate că urma să mă mai întrebați și lucrul acesta. Noi plecăm la piață împreună, noi plecăm la servici seara la restaurant împreună, noi plecăm la nunți și la evenimente împreună, noi ne plimbăm împreună, noi ne creștem copilul frumos împreună. Deci tot ce facem, facem împreună, gătim împreună. Da. Un lucru foarte frumos. Ce așteptări ai de la album? Așteptările au fost, mai sunt mari, au fost mari, au fost frumoase și s-a dovedit că au fost încă. Aștept să primesc tot așa laude și numai lucruri frumoase în legătură cu acest album și după el să vină, eu știu, peste câțiva ani să vină un altul care să întărească ceea ce... Să vină și cel de-al treilea. Să vină. Proiecte în care ești angrenată în afară de promovarea acestui album, mai ai și alte proiecte? Adică în sensul că... iată, zici că vrei să pregătești un cel de-al treilea album sau vrei să participi, de exemplu, într-un spectacol folcloric, îți doresc să colaborezi pe viitor cu o orchestră. Sau, adică, referitor la orchestră. Care ar fi proiectele la care te gândești? N-aș zice nu, deci acum nu aș zice nu, deși mă căiesc pentru că cu ceva ani în urmă, când la noi la Vâlcea era dirijor... domnul George Iordache a insistat și către mine și către soțul meu ca eu să vin să colaborez cu orchestra. Numai că pe atunci eram foarte, foarte ocupată, nu că n-aș fi și acum, dar eram foarte, foarte ocupată. Mai aveam și un alt servici. Mă axam foarte mult și fac o mică paranteză, puiuțul nostru a venit după 16 ani de tratament din partea mea. Și mă axam foarte, foarte mult... Pe tratament să am un copil. Vedeam că trec ani și la mine și la soțul meu și nu rezultă nimic și nu rămâne o împlinire în urma mea. Și la un moment dat doar asta vedeam în fața ochilor. Trebuie să merg unde mai auzeam de un medic bun, unde mai auzeam de ceva sau citeam ceva acolo și eu. Da, și i-am spus domnului dirijor pe atunci că nu pot, îmi cer mii de scuze, dar nu pot. A revenit, iarăși m-a întrebat, iarăși m-a rugat, iarăși. Până la urmă a spus, vreau să vorbesc și cu Nelu, cu soțul tău. A vorbit și cu Nelu, Nelu a spus, de ea depinde. Soțul meu a spus, de ea depinde, dar e foarte, foarte ocupată și ea în perioada asta. Și nu am mers atunci, deși dacă aș fi avut timp mai mult, m-aș fi dus. Acum chiar îmi pare rău că nu m-am dus, dar v-am zis care a fost motivul pentru care timpul. Ți-ar place ca băiețelul tău să ajungă să devină interpret? Mi-ar place, dar ideea este că el deja umblă prin casă, umblă pe la evenimente cu noi, cu sculele, cu muzica, cu boxe, cu microfoane, și n-are decât 4 ani și 9 luni, dragilor. Elvira, vreau să-ți mulțumesc foarte mult că... Iată, ești prezentă în studiul Argeș TV, ești colaborator al emisiunilor Argeș TV de mai mult timp și în semn de recunoștință îți oferă această diplomă
pe care mi-aș dori să o păstrez cu multă dragoste acolo în locul tău de suflet și de fiecare dată când treci și o privești să te gândești la noi, la echipa Argeș TV, la echipa de folclor și, de ce nu, la publicul din Argeș, la iubitorii de folclor argeșeni. Din toată ființa mea și din toată inima mea, vă mulțumesc, doamna Ioana, vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor celor care mă priviți, care mi-ascultați cântecele. Aș face iarăși o paranteză aici la Argeș TV, una dintre piesele mele de suflet de pe noul album a luat chiar locul întâi la un sondaj pe care dumneavoastră l-ați creat pe pagina de socializare și da, am văzut că cele mai multe persoane au fost din zona dumneavoastră de aici, Argeș, și mă bucur și îmi face mare plăcere și onoare să fiu astăzi aici să îl prezint și celor din Argeș. Iar din ceramică de la Letca Veche îți ofer și această vază pe care scrie România. Și la fel o să-ți spun în momentul în care o să vii cu flori aici, să pui flori, apă, în ea să-ți aduci aminte de noi. De dumneavoastră, categoric, sigur. Te felicit încă o dată. Vă mulțumesc, îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci pe drumul cântecului popular. Nu este ușor deloc, este foarte greu. Noi o să ne apropiem de finalul discuției noastre, pentru că trebuie să vină invitații tăi, interpreții de muzică populară din Vâlcea și din Argeș, care cu siguranță și ei doresc să spună câteva cuvinte. Însă, înainte de a trece la cântec, o să te rog să transmiți câteva cuvinte pentru toți aceia care te-au ajutat, dar în mod special pentru telespectatorii din România. Categoric. Am să le mulțumesc, dragilor, am să vă mulțumesc tuturor pentru că mi-ați dat încredere în mine, mi-ați dat curaj, m-ați inspirat de multe ori în ceea ce fac. Toată recunoștința mea, prin toată recunoștința pe care vă arăt, aș vrea să vin cu piese noi care să nu vă dezamăgească niciodată. Să vă doresc multă, multă sănătate, să aveți liniște în casă alături de cei dragi și să urmăriți postul Argeș TV ori de câte ori aveți timp, iar dacă nu aveți timp, să vă faceți. Mulțumesc frumos, Elvira. Cu tot dragul, doamna Ioana. Stimați telespectatori, Elvira Tănasie și cele mai noi cântece de pe albumul Mai primi o palmă de la viață. Când viața m-a încenunchiat, cine de jos m-a ridicat, lume surorile mele mi-au dat curaj și putere. Când viața m-a încenunchiat, cine de jos m-a ridicat, lume surorile mele mi-au dat curaj și putere. De cur lacrimi pe obraz și mă lovești un necaz, străinii, Doamne, n-o știi, dar frații mei or veni. De cur lacrimi pe obraz și mă lovești un necaz, străinii, Doamne, n-o știi, dar frații mei or veni. Chem în miez de noapte, vin cât ar fi de departe, că ne-a învățat tatăl meu să ne ajutăm la greu. De le chem în miez de noapte, vin cât ar fi de departe, că ne-a învățat tatăl meu să ne ajutăm la greu. Și mama ne-a spus în poartă, soror să fim viața toată, să muncim că doar prin muncă omul viața se ridică. Și mama ne-a spus în poartă, soror să fim viața toată, să muncim că doar prin muncă omul viața se ridică. Thank you.
ar fi să n-am la cine, strigat de mi-e greu să apine. Greu îl împărțim în patru, noi fetele și băiatul. Cum ar fi să n-am la cine, strigat de mi-e greu să apine. Greu îl împărțim în patru, noi fetele și băiatul. Frați am fost și frați vom fi, nimic nu n-a despărțit. De ai frați să îi iubești, singur pe lume nu ești. Frați am fost și frați vom fi, nimic nu n-a despărțit. De ai frați să îi iubești, singur pe lume nu ești. Lasă tot când dau de greu și-s lângă mine mereu. Așa surorile mele și eu la fel pentru ele. Lasă tot când dau de greu și-s lângă mine mereu. Așa surorile mele și eu la fel pentru ele. A sărit, Doamne, și-n foc de la rău ca să le scot. Drum să le fac către bine și să le aduc lângă mine. Ia trebuie piatra-și muta, să le fac bună viața. Lacrima să nu le ardă, că sunt sora lor cea dragă.
faci dumneata. Iar n-ai grăză, păi n-ai teasă, hai mamă la mine acasă. Nu plec, fată, orice-ar fi, stau în patul meu aci. Nu vreau să vă fiu povară, stau mamă la mine la țară. Ies cu boata până în drum, strig la cât un copil bun, măi. Și-l trimit să-mi iau pâine, dar îmi era dor de tine. Pun din pensie că pot și îmi iau lemne de foc, măi. Și nu